Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Având în vedere că este începutul toamnei, îi vom întreba pe sălăjeni dacă preferă să cumpere produse românești sau produse de import și dacă au început aprovizionarea pentru cămara de iarnă. Ca în fiecare toamnă, gospodinele sălăjene se aprovizionează pentru iarnă cu dulcețuri, murături, compoturi și zacusca. Prin urmare, astăzi am ales să întrebăm pe locuitorii municipiului cum s-au pregătit pentru iarnă. Majoritatea gospodinelor preferă să își umple cămara cu compoturi, dulceață și zacuscă făcute în casă, din fructe și legume românești și nu cumpărate din magazine. Pentru asta, gospodinele sălăjene au folosit fructe și legume fie din propria gospodărie, fie cumpărate din piață. Cert este că gospodinele noastre nu cumpără dulcețuri sau compoturi din magazine pentru că nu regăsesc gustul tradițional al produselor și nu au încredere în ingredientele pe care le conțin, precum aditivi și coloranții alimentari, și sugerează tuturor să facă la fel, fiind mai sănătos, dar și mai ieftin. Haideți să vedem ce spun locuitorii Zalăului despre acest subiect, subiectul murăturilor, al compoturilor și al dulcețurilor. Cum vă pregătiți cămara pentru iarnă? Oh, mi-o pregătesc că e foarte scump altfel viața. Și ce, puneți murături, dulceți? Da, musai, că altfel nu merge, pensia e mică. Reușiți să cumpărați de toate cele în această perioadă? Dacă nu reușim, rămânem fără. Ce să facem? Asta este. Presupunând că ați fost deja în piață pentru cumpărături, cum vi se par prețurile față de în alte perioade ale anului? Săracii oameni lucrează. Pentru ca grădina să fie în regulă, ai nevoie să muncești, că numai așa nu merge nimic. Având în vedere că ce timp îi, nu e așa scump. Degeaba, că și la oameni trebuie banii și nouă ne ar fi, dar se poate târgui. Cu alte cuvinte, cumpărați din piețele agroalimentare, nu preferați supermarket? Nu, nu, nu. Nu poți permite supermarketul. Că acolo e cantitate mare, eu fiind singură, eu am nevoie de puțin. Și ce puneți de obicei pentru iarnă? Compoturi? De toate îmi pun. Dulcețuri, compoturi, murături. Ați făcut zacuscă? Zacuscă nu fac. Pentru că numai singură n-are rost, atâta chinuit, n-are rost. Când erau copii acasă, mai făceam așa, n-are rost. Cum vă pregătiți cămara pentru iarnă? Cu dietete, începând. Compoturi, dulceață, zacuscă, siropuri, dietetecele. Ce trebuie pus în ea să nu fie gol. Castraveți, varză, gogoșari. Până acum ați spus ceva pentru iarnă? Da, categoric. Aproape că am gătat cu iarnă. Da, da. Trebuie, că dacă nu pui, zici și ei din oraș, nu-s bune. Nu să așa bune ca a noastră pusă de noi. Că dacă le pui tu, știi ce pui în ele. Și le poți mânca liniștită. Cu alte cuvinte, sunt mai bune puse acasă decât cumpărate din supermarketuri. Exact, exact, exact. Și cum au fost prețurile la fructe, legume, dacă tot ați cumpărat? Să știți pentru... că nu am cumpărat. Eu n-am avut acasă, dar au avut hina. Mi-o dat hina, prune, de-astea de compoturi. Rest am avut în grădină, doamne, și lăudat. Credeți că se găsesc ușor, mă scuzați, produsele autohtone, castraveții, fasolea, mazăre? Sunt foarte scumpe, am văzut amu, când am fost în cel rând în oraș, sunt foarte scumpe. Să stai să iei la o pensie de 470, nu reușești, dacă n-ai și în grădină. Asta e, că n-ai ce face, trebuie să pui, să iei, ca să îți, măcar cât să ai pentru tine. Ați alege să cumpărați fructe și legume din supermarket sau din hală? Sunt când cumpăr și din alea, dar nu prea cumpăr, că suntem numai noi doi, moșul și eu, ce avem noi, ce punem aia, eu nu prea cumpăr, nici salamuri, nici de astea, nu ne plac cumpărate. O problemă semnalată era faptul că de cele mai multe ori legumele noastre românești, autohtone, se găsesc în grădină, da, la țară. Da, așa noastre bune, nu-s pline de tăice minuniile, câte bagă în ele ca să țină până la noi, că altfel nu țin.
cumpărați cu compoturi din comerț sau diferite dulceți? Nu cred că am cumpărat nici de 20 de ani. La noi ne facem, ne înțelegem două vecini și ne o facem la cazan din ăla mare. Cum se zice oricând, silvoiță, dar ui, dulceață. În rest, nu cumpăr, că de fapt, mie nu-mi plac cumpărate nimic. Ce îmi pui eu, știu că am pus eu, știu ce am băgat în ele, nu le mânci cu tăite minuniile. No. Ați recomanda gospodinelor să pună dulcețuri, murături? Da, să-și facă ele cu mânuța lor, că ce-și fac ele cu mânuța lor, e sigur. Cum stați cu cămara de iarnă? Bine, doamne, chiar odată. A spus dulcețuri, murături, compoturi, zacuse? Am pus de toate, că avem grădină la țară și ne-am pus de toate, avem. Credeți că este greu pentru persoanele care nu au grădină? Foarte greu, foarte greu. Din pensiile care le avem, e foarte, foarte greu. Sunt scumpe produsele? Sunt foarte scumpe. În perioada asta să știți că sunt foarte scumpe. Foarte scumpe. E problemă în toată țara, dar nu avem ce face. Ăsta sunt guvernanță, ăștia ne conduc, ei am votat și Dumnezeu să vă dea să de obicei, mergeți pe la supermarket? Nu mă prea duc. Că și acolo scumpe. Oriunde te duci, tot e scump. Ați observat să fie produse românești la supermarketurile din oraș? Nu prea, pentru că noi nu avem loc de străini. Nu avem loc de străini și de aia nu este loc pentru produsele românești, care sunt cele mai bune. Dacă ar fi să vă întrebăm despre dulcețuri, compoturi sau alte produse care pot fi puse de către gospodine, le preferați să le cumpărați sau să le puneți dumneavoastră? Nu le pun, n-am cumpărat niciodată. Niciodată n-am cumpărat, tot am pus noi de acasă. Ce ați recomanda gospodinelor? Ce să le pot recomanda? Dacă au pământ să lucre, pentru că nu contaminate cu nimic, că faci acasă tot, care nu au, să le ajute Dumnezeu să poată descurca. De cum vă pregătiți cămara pentru iarnă? Cu de toate. Compoturi, murături, dulcețuri. A spus deja sau urmează? Da, am pus. Am pus majoritatea, deja spuse, sunt pe rafturi. Și dumneavoastră singură sau ați avut ajutoare? Singură. Singură, sunt singură în familie. Și atunci când ați făcut cumpărături, cum vi s-au părut prețurile? Nu le-am cumpărat, le-am avut din producție proprie. Felicitări! Credeți că este dificil pentru gospodine să cumpere toate cele pentru iarnă? Cred că da. E greu de aprovizionat și prețurile cred că sunt destul de mari. Dacă ați fost la supermarketuri, ați observat mai multe produse românești sau din alte țări? Mă refer la produse agricole, la fructe, legume. Acum, în ultima perioadă, nu prea am fost la supermarketuri. Cu alte cuvinte, nu cumpărați dulcețuri, compoturi, toate? Nu cumpăr din supermarketuri, numai din producție proprie și ce le pregătesc eu. Credeți că ar fi mai ușor pentru gospodina să cumpere aceste produse sau, din potrivă, să le pregătească de dinainte? Mai sănătoase de pregătite acasă. De ce credeți și mai sigure. Și mai sigure. De ce credeți? Fără euri, fără prea mulți conservanți și toate să fie bio, cât se poate de bio. Este important să avem o hrană bio? Cred că da. Foarte important. Alte cuvinte, ce puneți dumneavoastră? Ce pun, da. Încerc să mă încadrez la produse bio. Uitați, aici sunt cu de toate. Cumpărați să puneți dulcețuri, murături? Da, pun de toate. Și ați început aprovizionarea sau urmează? Deja mi-am pus o parte din ele. Da. Cum vi s-au părut prețurile la aceste produse? Pentru mine, ca pensionar, destul de scumpe. Și totuși ați reușit să le cumpărați sau ați avut noroc și cu persoane din mediul rural pe care le cunoaște? Nu, n-am luat din mediul rural decât din piață ce am avut nevoie. Vreau să cumpărați din piață, din supermarketuri? Prefer din piață. De ce din piață? Pentru că sunt mai proaspete, mai naturale unele. Că deja și țăranii au început să mai pună câte ceva chimicale, dar totuși sunt mai proaspete, sunt mai autentice.
M-ar plăcea să existe mai multe produse naturale românești în supermarket. Da. Și din supermarket de obicei cumpăr produse românești. Da. Românești, nu de import preferat. Da, nu de import, prefer românești. Și dacă ar fi vorba să alegeți între a cumpăra o dulceață gata făcută sau a face acea dulceață, ce să alege? Prefer să o fac eu. Da. De ce? Așa sunt obișnuită și dulcețurile care le pun, eu știu ce am pus acolo, pe când cele cumpărate nu știu ce conțin. Uneori conțin coloranți, alteori adezivi, alteori anumite substanțe pe care mulți oameni nici nu le cunosc, dar le consumă și atunci ne trezim că suntem bolnavi și nu știm de la ce și așa mai departe. După cum puteți observa, sălăjenii se pregătesc cu mic, cu mare pentru aprovizionarea de iarnă, cu dulcețuri, murături, compoturi, zacuscă și alte bunătăți. Probabil și pentru faptul că anumite produse cumpărate ascund mici pericole. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, toate cele bune!